500 de oameni s-au programat să-și facă după cum ne-ați arătat noastră modelul. Acum dacă spuneți că în foarte scurt timp, și o salut dacă veți face chestia asta, veți veni cu un alt model, ăia să duc chiar să-și facă buletine? Nu cu siguranță, pentru că de la persoanele care s-au programat până acum în aceste 4 zile, am preluat doar datele. Acestea sunt prelucrate pentru personalizarea documentelor. Până în acest moment, niciun document nu a fost emis. Da. Exact asta încerc să vă spun. Am inițiat un proiect pilot tocmai pentru a testa modalitatea în care cetățenii acceptă un astfel de document. Nu. Dacă noi, patrioții creștini ortodoxi ai acestei țări, îi cumpărăm imprimanta... Că în cursul acestei dimineți, chiar acest element a fost analizat și în mare măsură se analizează posibilitatea introducerii tricolorului nu ca niște culori pe care am încercat să le introducem într-o folie de carbonat, ci ca un element care se inserează, astfel încât acea problemă pe care am avut-o anterior, în care cerneala difuza, astfel încât eram aproape în imposibilitatea să emitem până la data de 2 august o blanchetă care să poate fi analizată, să poate fi expusă, pentru că nu îndeplinea condițiile tehnice. Vă rog să mă credeți, a fost efectiv o decizie tehnică. Ați primit vreun ordin, vreo indicație din partea cuiva să vă limitați la modelul pe care l-ați prezentat dumneavoastră? Nu am primit niciun fel de ordin. Documentul pe care l-am prezentat este un document de test pe care l-am emis într-un pilot. Nu a fost niciun fost superior.